Ion Holdon, un bărbat de 63 de ani din comuna Dănești, s-a arătat dispus să facă om serios din tânărul acuzat că și-a tâlhărit propriul coleg de serviciu. Ca să muncească. Ofertă să muncească, cinstit, îi ofer mâncare, îi ofer bani, cazare și respect. Atât, nu-i cer nimic în plus. Și cât îi dați pe zi că din tâlhărie a obținut ceva? Cum se dă? Cum se dă la... prin zone. La noi se dă 300 pe conac, 600, 6 lei, 60 de lei pe zi și cu 4 mese. Acesta i-a stabilit și sarcinile de serviciu. Ce l-a spune să facă? Munci necalificate, nu-l pun să facă tâmplărie, zidărie, așa alte. Munci simple, simple. De făcut un șans, de curățit la niște pom, de săpat prin grădină, de lucruri pretențioase. Răspunsul nu l-a primit încă pentru că tânărul din orașul Corabia, care muncea la Gorj când și-a tâlhărit colegul de serviciu, trebuie să dea explicații în fața procurorilor. Oamenii legii vor stabili astăzi dacă îl vor prezenta în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Ofertantul e pregătit însă pentru orice răspuns. Dacă a intrat în sânge treaba asta, ca pisica nu mănâncă mere coricove niciodată. Ea tot carne și șoareci mănâncă. Oamenii legii vor stabili astăzi dacă îl vor prezenta pe tânărul din Corabia în fața instanței cu propunere de arestare preventivă, dacă va fi cercetat în libertate și va fi concediat de reprezentanții firmei la care lucra când și-a jefuit colegul, se poate bucura de oferta de la Dănești.